invitatul ediției de astăzi ajunge mai rar la Chișinău, dar de fiecare dată cu multă dorință și putere de a inspira pe cei pasionați de lectură. Umorul este un ingredient nelipsit din cărțile pe care le semnează și totuși păstrează o dragoste aparte pentru romane. Despre cum cărțile ajung să influențeze societatea, dar și puterea traducătorilor astăzi, aflăm și discutăm în cele ce urmează. Radu Paraschivescu, scriitor, prozator, traducător, jurnalist. Vă zicem bună ziua și mulțumim pentru prezența noastră la Chișinău și încă o dată mulțumim pentru receptivitate. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat și mi-ați dat ocazia să văd spațiul ăsta frumos și călduros, ca să zic așa. Pentru început o să revin la un gând al dumneavoastră despre carte, de altfel spuneați următoarele. Este cea mai bună agenție de turism, te poate duce în 10-20 de călătorii. Astfel vin să vă întreb, în prezent românii călătoresc mult sau mai puțin? Dacă facem referire la călătoria metaforică, stă mai prost decât la călătoria propriu-zisă de geografie efectivă, pentru că în toate clasamentele și anchetele și studiile care se fac, noi arătăm palid. Avem și o rată analfabetismului funcțional foarte mare, bate spre 43-44%. Există tot felul de studii care ne spun că nu știu cât la sută dintre semenii noștri n-au citit nicio carte anul ăsta, că alți nu știu cât la sută nu citesc în principiu, nu știu cu ce să mănâncă povestea, și că există și o minoritate, din păcate, care este cititoare, asiduă sau episodică, întâmplătoare. Așa că, din punctul de vedere al călătorii metaforice, încă n-am ajuns unde trebuie. A existat o perioadă când citeam, dar citeam forfecat, ce ni se permitea, și cenzurat de obicei. Pe de o parte, fiindcă era un preț mic al cărții, pe de altă parte, fiindcă nu prea aveai variante de petrecerea timpului liber, adică călătorii în străinătate nu, rețele sociale nu existau pe vremea aceea, cluburi de biliard nici atât și așa mai departe. Și atunci, una dintre ocupațiile sau preocupările noastre era să citim. Iarăși, nici atunci nu citeau toți pe rupte, să nu credem că am fost o nație de studioși pe care i-a dezvățat de citit democrația. Nu, asta e o judecată falsă. Și înainte erau oameni care nu erau prieteni cu cartea, și înainte erau oameni erudiți, și înainte erau oameni împătimiți de carte. Acum, ce s-a întâmplat este că s-a diversificat paleta de modalități de petrecere a timpului liber, de loaziruri. Da? Acum putem să călătorim afară, putem să mergem să ascultăm jazz în nu știu ce club, putem să mergem la film, putem să punem Netflix-ul și așa mai departe. Putem face este să nu-i pisăm pe oameni, să nu-i batem la cap, să nu-i dădăcim și să nu le spunem întotdeauna, un ton categoric, că fără carte nu se poate trăi. Se poate trăi. Și eu știu destui oameni care trăiesc fericiți, citind fericirea în felul lor, fără să citească o carte. Sunt oameni care răspund nevoilor primare și le satisfac, mâncat, băut, lumină, perpetuarea speciei și în rest nu interesează. Ei în felul lor sunt mulțumiți cu ce au. Printre altele, pentru că nu știu că poate să existe și altceva. Sunt mulțumiți cu strada lor, cu cartierul lor, cu cercul lor de prieteni, cu preocupările pe care le au, indiferent că asta înseamnă munca câmpului sau mai știu ce, uitatul la televizor sau rețelele sociale, și nimeni n-a știut să le deschidă pofta pentru așa ceva. Aici cred că trebuie umblat, la felul în care îi stimulezi pe oameni și felul în care le prezinți cartea. Că dacă le prezinți, unul, ca pe un produs obligatoriu, ai ratat. Dacă le prezinți ca pe o rețetă a succesului în carieră, ai ratat din nou. Dacă le prezinți ca pe o, mai știu eu ce, ca pe un soi de medicament care te vindecă de toate bolile spiritului, iarăși ai ratat. Dar nimeni... cum ar trebui prezentată ca să sune bine? Poate că una dintre variante este aceea a agenției de turism. Eu asta am făcut-o atunci pentru că mi s-a părut că, într-adevăr, o carte te face, unu, să trăiești mai multe vieți, de aici vorba lui noi că ai atâtea vieți câte cărți ai citit,
Și doi, să mergi cu ochii minții de data asta din Venezuela în Taiwan și din Ceylon în Suedia și așa mai departe. Ați anulat în totalitate această listă? Lista de lecturi particulare, da. Da. Aș anula-o și le-aș spune elevilor să citească în vacanță ce vor ei. Nu le-aș da 20 de cărți de citit, pentru că mie nu-mi place să fiu înjurat. Orice carte care nu e malefică ideologic este un bun câștigat. Înveți măcar ceva, reții niște lucruri, niște date. Nu trebuie să te lași neapărat vrăjit de stilul omului, dar îți cultivi obiceiul de a citi. Așa, dacă eu le spun, bă, citiți neapărat Sadoveanu, nu știu ce, habar n-am, Baltagu și așa mai departe, s-ar putea ca reacția elevilor să fie moderată spre nemulțumită, da? Dacă le spun, copiii mei, citiți ce vreți, citiți Harry Potter, citiți, nu știu, ce vreți voi, șansele de împrietenire a elevului cu cartea sunt mai mari, pentru că aici este de fapt ecuația, aici se joacă, la împrietenire, la ceea ce Gabriel Liceanu numea cândva dans cu o carte. Ăsta e dansul. Dansul nu se face de silă, la fel ca amorul, da? Pentru că atunci rezultatele sunt groaznice. Trebuie să-l pețești pe elev, cum ai peții o viitoare mireasă, în așa fel încât el să se ducă spre carte, dacă nu cu drag, în orice caz cu interes. Și atunci, poate că lucrurile vor arăta mai bine. Cuvântul care mă reprezintă... Umor. Incultura poate fi dezrădăcinată cu... Cu cultură, evident. Prin cărți, prin studiu. Lectura are forța de a... Dar te face să trăiești mai multe vieți. Despre scriitori nu se cunoaște că... Sunt totuși, se cunoaște, dar prea puțin. Că sunt oameni ca toți oamenii și că au aceleași calități și aceleași defecte. O carte înseamnă astăzi... O călătorie, o aventură, un drum prin viață. Deși vorbim despre autocenzură, despre cărțile noastre, de fapt cititorii spun că găsesc acolo mult umor și chiar multă satiră. Cât de important e umorul pentru un scriitor? Nu pentru toți. Adică există Cornei, de exemplu, n-a avut umor și asta nu i-a dăunat. Pentru mine e important pentru că, în primul rând, umorul este un, nu știu, e o substanță vitală. Este un lucru fără de care viața își pierde din contur și din strălucire. Este, cred, însoțitorul oamenilor inteligenți și cred că valorificarea umorului înseamnă valorificarea poftei de a trăi. Asta nu înseamnă bășcălie, nu înseamnă bagiocură de asta joasă, de ultimul nivel. Înseamnă pur și simplu o lentilă ironică și autoironică. E important să știi să-ți bagi joc și de tine sau să râzi și de tine când e cazul. Să nu te crezi deasupra celorlalți pe o platformă de unde predici extaziat unei mulțimi care abia așteaptă să soarbă cuvintele. Nu. Oamenii cu umor sunt de obicei oameni care își cunosc usururile și nu se feresc să le arate. Sunt oameni care râd de alții în măsura în care râd și de ei înșiși. Și sunt oameni care au, cred, o bună lentilă a observatorului, social, politic, cultural, de mentalități, de atitudini. Cam de acolo se trage umorul și cred că mie unuia, de exemplu, mi-ar fi imposibil, fără umor, dacă m-ar obliga cineva să scriu doar cărți sobre și care să n-aibă urmă de râset în ele, aș fi foarte trist și nu cred că aș putea duce la capăt un asemenea îndemn. Asta nu înseamnă că nu scriu și cărți serioase, scriu cărți la care dacă se râde, se râde din întâmplare pentru că e o poantă, e o vorbă isteață spusă de un personaj. Dar altfel sunt cărți mai degrabă grave. Însă în cărțile de observare a realității de la noi, da, mie mi se pare că registrul comic e registrul cel mai bun în care unul ca mine poate scrie. În acest sens, totuși menționați la un moment dat că din toate cărțile scrise de dumneavoastră, preferate rămân a fi romanele și totuși nu ele se bucură de cel mai mare succes. Da. Cum vă explicați acest lucru?
Nu cred că e foarte greu să găsesc o explicație. Romanele sunt povești, adevărat, dar sunt povești care te scot din cadrul tău contemporan. Sunt povești care te împing în Italia, în Roma barocă din secolele 16-17, în Irlanda secolele al XIX-lea, în Portugalia secolele al XIV-lea. Și sunt atâtea povești, nu doar, romanele mele sunt câteva, dar sunt atâtea zeci de mii sau sute de mii de povești, încât Fluturile Negru, de pildă, că l-avem aici în ediția franceză pe masă, se pierde. Îl mai știu câțiva cărora le-a plăcut Roma, sau le-a plăcut Caravaggio, sau le-a plăcut romanul ăsta întâmplător. Pe când unui cititor român o carte despre România îi spune mult mai multe lucruri. Pe de o parte, fiindcă identifică ușor niște lucruri, niște persoane sau personaje, mai rar personalități, pe care i-au văzut în acțiune, iar în momentul în care părerea lor, de obicei proastă, coincide cu părerea celui care scrie, publicul se simte răsplătit și mulțumit. Și atunci îți cumpără cartea și din ceea ce eu am numit achiziție de solidaritate. Adică, uite-ne că și eu simt la fel. Uite că și ăla care a scris cartea are exact același punct de vedere. Sigur, el poate să scrie, eu nu. Sau poate să publice. Pe urmă, atitudinea noastră față de oamenii importanți din țară este, în general, o atitudine critică. Îi criticăm de multe ori și când n-avem ce critica. Dar ne-am obișnuit, este un reflex deja. Și cum apare X, să zicem, dăm nume, cum lumea începe să râdă. Sau abia așteptăm să gafeze. Sau abia așteptăm să gafeze și de multe ori, că ați folosit verbul ăsta, de multe ori taxăm de gafă ceva care nu e gafă. O simplă scăpare, o simplă abatere, o greșeală care îi se poate întâmpla oricui, devine ceva cosmic, devine ceva care dezlănțuie furia creatoare a criticului, a observatorului. Pe mine un pic mă întristează că romanele nu au detenta, o detentă comparabilă cu cea a textelor despre România. Ele se vând decent. Decent însemnând niște mii de exemplare. Dar o carte despre guvernul din 2018, de exemplu, s-a vândut în 26.000 de exemplare. Dar de ce romanele nu pot să butoneze cumva acea empatie? Sau de ce nu la aceeași scară înaltă pot cititorii să sunt scorneli. Sunt scorneli, sunt invenții. Chiar dacă ele au o osatură reală, chiar dacă există un cadru istoric care a existat de adevăratele, sunt fabricații, sunt produse ale minții autorului și nu sunt imagini ale realității. Pe când aici, textul critic, textul de observație, se ocupă și disecă ceea ce a spus X sau ceea ce a făcut sau n-a făcut Y. Și din punctul ăsta de vedere, romanele, ale mele, dar nu doar ale mele, au de suferit. Sunt mai complicat de consumat? Poate că și asta. Și acum depinde. Eu m-am și pus într-o situație delicată. Eu scriu și cărți de observare a realității, să le spunem așa, de analiză critică, deși e foarte prețios termenul, și povești. Sunt scriitori, cinste lor, cu care sunt amic, cu care sunt prieten, cu care sunt de aceeași vârstă, care scriu doar ficțiune. Și atunci, la ei, comparația nu există. Ei scot o carte și cartea aia se vinde. Se vinde nu pentru că ei n-ar mai scrie altceva, nu, se vinde prin valoarea însăși a cărții. Ioana Părgulescu e un exemplu, pentru că vorbim acum la salonul de carte Bookfest, unde Ioana a fost prezentă. Mircea Cărtărescu e exemplu cu majuscule. Da? Adică în momentul în care Mircea scoate un roman, de obicei, clasamentul de vânzări se joacă de la locul 2 în jos. Deci locul 1 știm cine îl are și pe bună dreptate, pentru că este un scriitor nu doar de mare respirație, ci de mare talent, de mare forță. Adică cine a citit Teodoro s-a descoperit atâtea paliere ale limbii române, atâtea straturi, atâtea forme de parfum al expresiei, cum nu s-a mai întâmplat de tare multă vreme. Despre dumneavoastră, de altfel, menționați, mie mi-a plăcut întotdeauna să traduc. Da, mi-a plăcut, e adevărat, la început, adică acum 34 de ani, am declarat cândva că aș traduce aproape orice. Aproape era o relativizare care însemna nu pornografie, pentru că e ceva ieftin, nu pentru că aș fi pudibond, că nu sunt. Sunt destul de spurcat dacă mă prindeți în starea de spirit optimă, și nu texte de elogiere a comunismului. Asta nu. În rest,
sigur, sunt domenii cu care n-am nicio legătură și pe care nu le prizez, cum e literatura științifico-fantastică. Mie nu-mi spune nimic. Asta nu înseamnă că n-are valoare. Are, dar nu-mi spune mie nimic. Și aș fi fost dispus să traduc aproape orice. Acum, după 30 ceva de ani de tradus și 125 de cărți traduse, am devenit mofturos și egoist cu timpul meu. Și s-a mai întâmplat un lucru, mi-am dat seama în sfârșit și eu, după nu știu câte decenii, că traducătorii sunt suplătiți dramatic. Dramatic, nu așa. Și credeți-mă, știu ce spun, pentru că sunt și editor de carte, lucrez într-o editoră totuși. Și atunci am zis, de acum încolo voi fi atât de năzuros, încât dacă lumea nu va satisface pretențiile, se va traduce și fără aportul meu, eu mi-am cam făcut datoria. Prin urmare, acum nu numai că aleg, dar și refuz. Care e puterea sau forța traducătorului de a aduce plus valoare unei opere sau unui roman? Interesant este să nu aducă. Asta e cel mai complicat. Da, pentru că te simți ca traducător uneori superior autorului. Și asta n-ai voie să o faci. Ați avut astfel de momente? Eu n-am avut, dar am citit, am redactat destule traduceri în care traducătorii se credeau mai steți, mai inspirați, mai buni decât scriitorii și le îmbunătățeau textele. Nu, n-ai voie să faci așa ceva. Asigur, trebuie să intervii în momentul în care vezi că un personaj e capitan pe pagina 25 și general pe pagina 26. E limpede că e o scăpare a autorului. Și atunci faci cumva, întrebi. Îl întrebi pe autor dacă mai trăiește, întrebi pe cineva care e gradul omului. Despre cine vorbim? Despre capitanul X sau despre generalul X? Dar altfel, nu, tu n-ai voie să fii, să-l faci pe traducător, pe scriitor mai bun decât e. E tot o formă de trădare. El trebuie reflectat în orice limba lumii la nivelul la care a scris, în limba lui. Sigur, n-ai voie cu atât mai mult să-l faci mai slab decât e. Și îl poți face mai slab traducându-l prost. Și traducere proastă nu înseamnă doar confuzii de termeni, înseamnă și un fel de a lega frazele în care simți desenul limbii de dedesubt. Aia n-are voie. O traducere bună este traducerea care pare scrisă în limba respectivă. Da? Adică, și asta nu e valabil doar pentru mine, avem atâția traducători foarte buni, sunt prieten cu mulți, cu Loana Schidu, cu Iulia Gorzo, cu Alexandra Coliban, cu Irina Horea, cu George Volceanu, sunt mulți. Eu am citat mai mult din cei de engleză, dar sunt și de rusă și de spaniolă, sunt atâția. Îi citești și îți dai seama de valoarea traducerii și prin aceea că ai impresia că citești o carte scrisă de un român. Asta e una dintre povești. Cred că traducătorul onest trebuie să facă două lucruri. Unu, să îl lase pe autor la nivelul la care a ajuns el prin forțele proprii și doi, să nu se rușineze de folosirea dicționarului. Există încă judecata asta, care mi se pare stupidă, că dacă umbli în dicționar înseamnă că nu știi limba. Nu, exact cei care știu limba umblă în dicționar pentru a-și limpezi niște lucruri, pentru a-și lămuri niște dileme, pentru a căuta al 27-lea sens al nu știu cărui cuvânt, pentru că e limpede că traducere, că sensul cuvântului nu e dintre primele 4-5, că fraza nu are logică, și atunci te uiți într-un dicționar, că el este online sau este pe suport de hârtie, asta deja nu mai contează. Emoția pe care o trăiesc cel mai des. Surpriza. Sfatul pe care mi-aș fi dorit să-l primesc. Să nu renunț chiar dacă la început am impresia că lumea conspiră împotriva mea. Visul încă nerealizat. Să cânt la un instrument. Dar ați spus că destul de târziu au ajuns cărțile să fie traduse. Înseamnă asta că e mai complicat pentru scriitorii din spațiul românesc să ajungă dincolo de hotar? Mi se pare că nu. A fost valabilă povestea asta o vreme. Dar în momentul în care la ICR a venit echipa Patapievici, adică în 2004, lucrurile s-au schimbat față de cum erau înainte, când se traducea pe prieteșuguri și pe interese și pe mici rețele de cunoscuți.
unii cunoscuți de partid. Din 2004 au apărut concursuri de proiecte, știu că am fost și eu, cei care jurizau erau de afară, erau neutri, am făcut și o parte de două sau de trei ori din asemenea jurii și punctajele erau foarte corecte și foarte minuțios realizate. Și atunci literatura română a început să respire mai bine. Și există ICR-ul care și în forma de acum și în programele de sprijin al traducătorului acționează și are o eficiență mai mare decât acum 20 de ani, evident, cu 25. Pe de altă parte, există scriitori care își construiesc un nume, își construiesc o platformă de notorietate și atunci sunt pețiți ei de editori străini. Da? Așa că la ora asta eu cred că ne arătăm mult mai bine în spațiu european decât acum două sau trei decenii. Bănuiesc că în spațiu britanic e mai greu să pătrunzi și la ora asta. Din ce știu, acolo intri cu eforturi plus o doză de șansă, plus un agent foarte bun. Acum nu toți scriitorii noștri au agenți literari. Există doi agenți literari în România, unul dintre ei se ocupă aproape exclusiv de străini, celălalt și de români și de străini, dar scriitorii români de obicei nu au agenți. De obicei lucrează prin edituri sau profită sau sunt luați în calcul de ICR sau de alte asemenea organisme. Nu merg ei sau nu merge agentul lor să discute direct cu editorul interesat. Dar, repet, arătăm mult mai bine, clar mai bine și mă gândesc nu la Mircea Cărtărescu, care e pe listele Nobel și care, repet, e un caz în sine. Dar mă gândesc la Gabriela Adameșteanu, mă gândesc la Dan Lungu, mă gândesc la Iana Pârvulescu. Sunt atâția și atâția care au fost traduși, au luat și premii europene pentru literatură, în cazul Ioanei și nu doar al ei, cred că și Gabriela Adameșteanu. Așa că, da, avem motive, măcar din punctul ăsta de vedere, să fim ceva mai veseli. Despre procesul de scriere menționați, subiectele vin și îți căuresc pereții, îți bat la geam. Ai vrea să nu le auzi câteodată, dar le auzi. Pentru noastră, care a fost cel mai răsunător subiect care nu vă dă? Răsunător ca decibeli? Da, care vă deranja ca și intensitate. Da, da, da. Păi, eu declarația asta cred că am făcut-o legat de Ghidul Nesimțitului, care e o carte care s-a făcut fără cercetare. De obicei, da, așa spune, fără documentare, n-a fost necesară mult. Chiar și pentru o glumă, cum este de fapt Ghidul Nesimțitului, care nu e un manual de viață în mediu ostil, la cartea aceea subiectele mi-au fost servite. Adică trăind la bloc într-un cartier proletar din București, n-a fost nevoie să-mi imaginez eu lucruri. Ele s-au întâmplat pur și simplu în imediatul meu, în vecinătatea mea. Cu nuntă într-o parcare în care mașinile se iau, dacă nu pleacă de bunăvoie, vin niște băieți voinici, le iau și le mută mai încolo. Cu corturi făcute de pe o zi pe alta, într-un loc în care n-aveau ce să caute. Cu clasicul făcut de mititei în fața blocului, pentru că Naționala urmea să joace și atunci mai coși un televizor. Și mai aduci câteva scaune și trei lăzi de bere și ai spectacolul garantat. Și așa mai departe. Deci la Ghidul Nesimțitului chiar n-a fost nevoie. Din punctul ăsta de vedere, n-a trebuit decât să scriu. N-a trebuit să caut despre ce să scriu. Știam și aflam de la o zi la alta despre ce să scriu. E adevărat că după ce a apărut cartea, vă doi vecini m-au mai salutat, deși eu nu i-am numit, dar se vor fi recunoscut, poate, în niște pagini, ceea ce e o notă bună, înseamnă că au citit cartea sau le-a spus cineva, poate, cine știe. Da, și aia întâmplător e cartea cu cea mai mare detentă de vânzări. Adică e o carte la care nici eu nu mă așteptam să se vândă în peste 70.000 de exemplare. Dacă mi-ar fi spus cineva, aș fi râs cu lacrimi. Și totuși, ea a beneficiat de o conjunctură. A avut un titlu cu cărlig, a apărut într-o perioadă cu 3-4 ani înainte de criza din 2009, a avut un aparat de marketing foarte bun, s-au strâns mai multe lucruri care au făcut-o să bată bine pe trambuline. Ar fi un gând comun cu care v-ați dori să rămână cititorii după ce au răsfoit una dintre cărțile noastre? Gândul ar fi să nu piardă niciodată din vedere culorile vieții,
și iubirea în multiple forme. Că e vorba de iubire carnală, că e vorba de iubirea sufletului, că e vorba de iubirea pentru o carte sau pentru un personaj, dacă nu ai fluidul ăsta al iubirii prin bine, te usuci, chiar dacă nu-ți dai seama. Și eu le doresc să nu se usuce niciodată. Revin la un gând al dumneavoastră, e mai vechi. Destul de rar am vibrat de adevărat la comorile vechi. Spuneați, făcând referire la cărțile, atât care se recomandă, cât și sunt mai vechi, ce ar trebui să aibă o carte ca să vă miște din loc? Ar trebui să aibă viață, sub o formă sau alta, fie că e vorba de o poveste, fie că e vorba de un tâlc, și ar mai trebui să aibă ceva, ar trebui să aibă stil. Astăzi apar galopant milioane de cărți fără stil. Că ele se numesc literatură practică sau motivațională, că se numesc romane legere, de citit în tren sau în avion, nu contează cum se numesc, dar categoria stilului lipsește de la multe dintre ele. Multe sunt făcute pentru vânzare. Sunt fabrici de succes literar care vor neapărat să împuște francul, cum se spune, să câștige cât mai mult. Eu pariez pe acele cărți care nu trebuie să fie neapărat încifrate sau ermetice sau mai știu cum, mega pretențioase, dar acele cărți în care recunoști urma stilului. Pentru că viața fără stil e posibilă, la fel ca viața fără cărți, dar e mult mai urât. Să ne facem timp pentru carte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru invitație.